Simpozion sub egida UNESCO la Teatrul Național din București cu ocazia împlinirii a 65 de ani de când țara noastră a aderat la această prestigioasă organizație internațională, sub genericul Educația fără frontiere pentru dezvoltare durabilă, simpozionul își propune creșterea gradului de conștientizare cu privire la provocările dezvoltării durabile, cu atenție deosebită este acordată crizei climatice, pierderii biodiversității, precum și rolul crucial al educației ca facilitator cheie al dezvoltării durabile. Este un semnal că România profundă se mișcă, că simte nevoia de a se adapta într-o lume în care am intrat fără să realizăm că trebuie să ne transformăm și noi și că lumea cea mare trebuie să înțeleagă că dezvoltarea viitorului înseamnă educație. În cadrul evenimentului a fost organizat și un târg de știință la care au participat elevi și profesori din întreaga țară. Unul dintre cele mai apreciate proiecte a fost cel prezentat de elevii Școlii Metropolitane din București, intitulat Our Target, Understanding the World, It's Science Tech Fair. Școala Metropolitană este angajată strategic în dezvoltarea unor proiecte și programe pe termen lung pentru stimularea curiozității și creativității elevilor. Este angajamentul nostru față de această generație Z cu care noi lucrăm. Proiectul nostru al clasei 7-a, în care am participat eu cu câțiva colegi de-ai mei, a fost o machetă a unui submarin alcătuit din materiale reciclabile. Într-un mesaj adresat participanților la eveniment, UNESCO anunța că dorește promovarea implicării cetățenilor în rezolvarea unor probleme sociale prin inițierea de proiecte, împărtășirea acestora și participarea la multiplicare.